Te salut și îți spun binevenit la un nou episod Jurnal de Coaching. Astăzi vreau să-ți povestesc despre acele situații în care te simți copleșit, în care simți că orice ai face, timpul nu-ți ajunge, în care simți că oricâte ore ar avea ziua, tot nu reușești să-ți termini treburile, nu ai timp pentru cei dragi, nici timp suficient pentru tine, nu ai timp să-ți reîncarci bateriile și nici să faci acele lucruri care sunt cu adevărat importante. Nici la job, nici acasă, nici în viața personală, nici cu prietenii. Din ce în ce mai mult, în ultimele perioade, în ultimele luni, întâlnesc în coaching clienți care au această problemă mare. Muncim parcă mai mult ca înainte, suntem copleșiți și deși abia am început anul, abia suntem după vacanța de sărbători pentru unii dintre noi, ne simțim deja obosiți, extenuați, frustrați și așa mai departe. Și am o rețetă specială pe care vreau să ți-o împărtășesc. Dincolo de strategiile de time management, dincolo de strategiile de comunicare, dincolo de strategiile de parenting, să folosești timp puțin pentru a petrece timp de calitate cu copilul, dincolo de strategiile de bună organizare și disciplină, mai e ceva. E ceva pe care de multe ori îl scăpăm din vedere. Și aceasta este modalitatea în care ne reîncărcăm bateriile. Și bateriile noastre de ființe umane se încarcă cu bucurie. Se încarcă cu odihnă, dar și cu bucurie. Și dacă lași să treacă pe lângă tine zilele fără să-ți umpli inima de bucurie, cât de puțin, chiar și un minut, două, trei pe zi, ziua respectivă va fi trecut consumându-ți energia și nu ajutându-te să o și recapeți înapoi, să-ți umpli rezervoarele de împlinire, de bucurie, de fericire. Și vreau să-ți împărtășesc ce mi s-a întâmplat astăzi dimineață. Probabil ca și tine am și eu o rutină dimineața în care după ce fac puțin sport, puțină meditație, îmi beau cafeaua liniștită. Și astăzi când am intrat în bucătărie, m-a așteptat pe masă o minune. Soarele bătea frumos pe geam pentru că fereastra de la bucătăria mea dă spre est. Era o dimineață foarte senină, deși friguroasă de decembrie, și pe masa mea trona acest crin minunat, un crin amarilis roșu, înflorit aproape complet. E un crin foarte special care, după cum vezi, are două tije în loc de una și care a înflorit nu doar 3 sau 4 cupe de flori, ci chiar 7. Și îți mărturisesc că dimineață eram pur și simplu fascinată, uimită, vrăjită de frumusețea acestei flori pe care te invit să o mai vezi odată, să o observi cât este de frumoasă. Și am petrecut aproximativ jumătate de oră contemplând acest crin, uimită de cât de frumoasă, de cât de perfectă poate fi această floare. Și apoi m-am întrebat cum pot să pierd jumătate de oră făcând lucrul acesta și nefiind capabilă să fac nimic altceva. Și mi-am dat seama de ce. Pentru că acest crin până mâine nu va mai fi la fel de frumos. Acest crin este acum, în perioada de maximă înflorire, cu toate cele 7 cupe frumoase roșii ale sale și până mâine dimineață unele se vor trece, iar altele poate se vor mai deschide puțin. Dar momentul fix acesta, în care cele 3 cupe mari sunt perfect deschise și încă 4 care s-au transformat din boboci în flori frumoase proaspete, acest moment nu va mai reveni niciodată și mi-am dat seama că această fascinație pe care eu o am pentru flori dintotdeauna este despre a te bucura de clipă. Așa cum se spune frumos în engleză, seize the moment, seize the day. Este despre a profita de fiecare clipă, de fiecare zi, de fiecare moment pentru a te bucura puțin. Iar mie florile, pardon, îmi umplu viața de bucurie. De aceea, timp de jumătate de oră, pur și simplu, mi-am dat voie să mă bucur de această frumusețe inegalabilă și irepetabilă. Și vreau să te întreb, atunci când te simți copleșit, atunci când te simți obosit, frustrat, când pur și simplu simți că nimic, nimic, nimic nu reușește să te readucă într-o stare bună, într-o stare de echilibru, de armonie, în clipele alea, puneți întrebarea, am făcut ceva să-mi umplu rezervorul de bucurie, să-mi umplu rezervorul meu de încântare, de fericire? Și dacă nu, ce pot face?
Pot să mă bucur de o floare frumoasă câteva secunde sau câteva minute. Pot să deschid o carte preferată și să citesc un fragment sau o poezie. Pot să mă uit puțin la nori sau la soare. N-am să obosesc în a spune că atunci când vei înțelege că fericirea nu este un factor extern, că este doar o alegere și că nimeni nu este responsabil să te facă pe tine fericit. N-am să obosesc să te încurajez să nu-ți externalizezi fericirea și să o cauți în lucruri mici, în lucruri mărunte. De ce? Pentru că atunci când avem grijă de rezervoarele noastre proprii de bucurie și de fericire, putem fi mult mai performanți, mult mai buni, mai iubitori cu ceilalți, mult mai împliniți până la urmă. Așa că îndemnul meu de astăzi este, dacă te simți copleșit, dacă te simți obosit, în prag de burnout, cum din păcate descoper că sunt multe, multe cazuri, bucură-te de o floare. Respira aer proaspăt dimineața. Ia-ți un moment pentru tine și fă ce-ți aduce ție bucurie. Să fii fericit, nu uita, în fiecare zi, pentru că fericirea este o alegere. Numai bine, pe data viitoare!